Doamnelor și domnilor, sunt Florentina Fântânaru. Bun venit! Astăzi ediție de colecție în compania a doi creatori ce au făcut istorie în cinematografia românească. Un cuplu care continuă să fie premiat pentru că toată fericirea stă în creație, iar a crea înseamnă a distruge moartea. Actrița Maria Ploaie și regizorul Nicolae Mărgineanu. Bun venit! Mă bucur tare mult să fiți aici împreună și de ziua dumneavoastră. Știu că sunt locuri unde nu se sărbătorește Sfânta Maria pe data de 15 august, ci pe data de 8 septembrie, de Sfânta Maria Mică. Dar am zis să fiți alături de noi și să vă spunem la mulți ani, cu sănătate și cu multă dragoste. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc tare mult, dar să știți că mai ales Adormirea Maicii Domnului se sărbătorește peste tot. Și eu am avut dubii la un moment dat și am întrebat un părinte. Zice, nu, așa, se sărbătorește și se spune la mulți ani. Este de fapt Adormirea Maicii Domnului, este mutarea la cer cu trup și da, o sărbătoare care ascunde multă taină și multă, multă fericire. Multă de aceea, fericire, mai ales de Adormirea Maicii deci Domnului. Deci să nu mai avem niciun dubiu nu, că din potrivă, pe 15 august să sărbătorim nu putem spune la toată mulți ani, inima, că este multe taine binefăcătoare și nouă, celor care ne așteaptă aceeași trecere. Dar trecerea Maicii Domnului cu trup cu tot, alături de Fiul ei, da, alături de Fiul ei în viață veșnică, care ne binecuvintează și este mereu grabnic ajutătoare grabnic atunci ajutătoare când noi o chemăm. E o mare sărbătoare și o mare, mare bucurie, așa că să fim fericiți din toată inima. Maestre, mă bucur tare mult că sunteți împreună cu noi de ziua Sfânta Maria și vreau să vă întreb, de 47 de ani împreună? Da. 47 de ani. Da, dar au zburat! Au zburat! 1974 este anul în care am venit eu pe lume. Chiar mă gândeam, zic, de 47 de ani sunt împreună regizorul Nicolae Mărgineanu cu actrița, da, minunată, frumoasă, actriță, da, Maria Ploaie. 74-75 am terminat IATC-ul, în 76 ne-am căsătorit. Mulți înainte, mulți, da, ani înainte. Dar vreau să vă întreb, ați văzut-o mai întâi în Muntele Ascuns sau în Frațișdei? Cum a fost povestea? Pentru că dumneavoastră erați operator și într-un alt fel vedeați, nu? Când vă uitați prin obiectivul camerei, cum arăta actrița Maria Ploaie cu ochii dumneavoastră de operator, mai întâi? Am văzut-o și în Frațișdei. Așa. Și era foarte frumoasă, am remarcat-o, dar avea un rol foarte scurt, că l-a făcut foarte bine, de altfel a fost foarte apreciată. Dar în Muntele Ascuns, atunci ne-am împrietenit, ca să spun așa. Și ne-am îndrăgostit, nu numai ne-am împrietenit. Și ați cerut-o repede, nu? În căsătorie? M-a cerut. Des și m-a de cerut multe ori. Repede și de des ori. Și eu așa, nu prea mă lăsam, că ziceam, puțină libertate, abia am terminat institutul, vreau și eu să fiu puțin liberă. Da. Dacă mă mărit, încep toate cele care țin de căsnicie. Dar a fost tenace și nu m-a lăsat până într-un final am zis, da, bine, la primăvară. Și apropo de Muntele Vrăjit, cu ce v-a vrăjit maestru Mărgineanu? Cu felul lui de a fi. A fost minunat pentru mine, a fost bărbatul care mi-a dat încredere și care mi-a dat sentimentul că mă pot baza pe el, că mă poate ocroti. Eram foarte, foarte sensibilă și aveam nevoie de ajutor. Și lucrul ăsta am simțit că îl pot găsi la el. Și a fost esențial pentru mine, pentru că am avut nevoie de un spate tare. Și asta a fost familia, da, casa, el, da, el. Și pe urmă ne-am și completat foarte bine pe meserie și asta a fost iarăși important pentru mine. Când maestru năștea o poveste, un scenariu, o idee, nu? Se pleca de la o idee de multe ori. Erați, da, curioasă să vă dezvăluie repede? Eram, sau lăsați, eram aveați foarte curioasă și așa, îmi și dezvăluia întotdeauna că îmi plăcea să fim împreună cumva. De exemplu, la Lucian avea pe masa la care lucra, el a făcut scenariu, da, și și-a dorit mult, mult de tot povestea asta despre un artist și un artist, da, cu o, da, viață excepțională, cu o problemă excepțională de, da, sănătate. Pe masa lui erau mereu anemone proaspete, portretul lui Lucian, autoportretul și
icoana Maicii Domnului. Și îmi plăcea să fiu aproape de el, pentru că mă și întreba unele lucruri, mai ales la scenele pe care aveam după aceea, aveau să devină realitate, să le facem împreună, scenele de dragoste, da. Cecilia Ștefan Lucian, mă întreba unele lucruri și încercam și eu să contribui la nașterea asta, da. Care este o partitură, dar foarte importantă în momentul în care pornești la lucru. Pentru un regizor, scenarist, e chinuitor procesul acesta de când apare ideea, se insinuează, nu? Și începe să vă chinuie până apare de-a întregul, nu? Povestea, scenariul. Bănuiesc că nu e simplu deloc. E perioada cea mai frumoasă. Cea mai frumoasă? Cea mai frumoasă pentru că ai o libertate desăvârșită, chiar dacă la un moment dat trebuie să o reprimi tot datorită viitoarelor condiții economice în care va fi făcut filmul, dar ai libertatea să imaginezi cum va fi. Asta ia mult din scenariul întâi, din prima poveste, ca să se, exact, să se adapteze la condițiile materiale, nu? Era un scenariu mai special, cu foarte puțin dialog, asta și încercasem, să fac un film care să se exprime mai mult prin imagini decât prin cuvinte, iar despre viața unui pictor, da. Te invita la acest demers. Însă, după ce am intrat în producție, am apelat la ajutorul unui scriitor, al lui Iosif Naghiu, Dumnezeu să-l odihnească că numai printre noi, și care m-a ajutat foarte mult, revăzând dialogul, revăzând anumite scene, am colaborat foarte, foarte bine împreună. Cred. Aș vrea să ne uităm, o să rog colegii din regie să difuzăm câteva secvențe din Ștefan Lucian, un film despre care eu mi-aduc aminte de când eram micuță. Când s-a lansat filmul, s-a lansat în 1981. În 81. Eu 80 cred că l-am văzut puțin mai târziu. Eram o copilă, dar m-a impresionat profund maestru Caramitru. A făcut un rol durerea, excepție, suferința, după părerea mea. Trăirea. Da. Iată, avem aici, puteți vedea în previzionare, doamna Plaie, vă rog, aici. Toată atmosfera aceea a timpului, a locului. Aici vă vedeam, nu? În secvența după ploaie, când erați udălioarcă. Da. Și ați dat buzna în atelierul pictorului. Am filmat în atelierul pictorului Vermont, care încă mai exista încă la acea exista, vreme. Încă exista, da, și era foarte frumos. Pe 11 iunie, da. Cu un geam imens. Fica dânsului trăia și ne-a acceptat. V-a pus la dispoziție, da. Extraordinar de drăguțe cu noi, da. Când revedeți aceste secvențe, de ce vă aduceți aminte? Care sunt trăirile? Îmi aduc aminte exact. Trăirile. Starea de atunci, care este uluitoare, este de o intensitate extraordinară. Este adevărat că noi trăim mai mult prin personajele noastre. E de fapt o dublă trăire a personajului și cea a omului, a actorului, care devine personaj. E o dublă trăire, un dublu personaj. Și când văd imaginile, mi-aduc aminte de lucruri care păreau uitate și reapar odată cu starea. Cred. Sunt repere puternice aceste filme și în viața noastră personală, nu? Vă mai aduceți aminte și în ce moment al familiei erați, nu? Chiar. Bineînțeles, da. De exemplu, aici la Ștefan Lucian, o născuse pe Ana, avea un an și jumătate și ea apare în film, în scena aceea minunată pe care o ador, când Ștefan Lucian în cârje trece pe stradă și printre gratiile gardului o vede pe Cecilia împlinită alături de soțul ei cu copilul acesta în brațe, care era fix Ana noastră și care avea doi bujori frumoși și sigur că văd scenele, mi-aduc aminte și de viața mea personală. Da. Vedem aici în secvență, iată, pe Adrian Pintea, pe Florin Călinescu. Adrian Pintea, v-ați întâlnit în câteva filme, ne-am în piese de teatru chiar. Chiar din institut, chiar de când eram studenți, am jucat o piesă minunată în regia lui Mihai Dimiu, Dumnezeu să vă odihnească. O piesă minunată, Bogdan Dragoș, și scena noastră era pe versuri de Mihai Eminescu, un fel de Romeo și Julieta,
Toată partea a doua piesă era povestea asta și noi am avut un mare succes la public, la tânărul public atunci. Și ați jucat-o ceva am timp, am jucat-o nu? Multă vreme în foaierul Teatrului Ion Creangă și după aceea a și preluat-o televiziunea, dar ne-a marcat Eminescu, pentru că și Adrian Pintea avea un fel de a spune Eminescu excepțional, o trăire profundă, o simplitate în a spune versul și o adâncime a stărilor foarte bine. Și ne-am întâlnit după aceea și în filme și în teleplay-uri la televiziune, ne-am mai întâlnit. Apropo de Eminescu și de filmul din care o să vedem ceva secvențe mai târziu dintr-un bulgăre de humă, spuneați că de curând ați aflat că putem vedea, nu, pe un canal celebru pe YouTube, pe Maria Ploaie recitând Luceafărul. Da. Nu? Apropo da, de dragostea Dana asta pe care Dana o avem pentru mi-a trimis un mesaj. Așa? Vezi că pe YouTube este Luceafărul, iată, spus de tine aproape în întregime, minunat, mai puțin scena Cătălin și Cătălina, tot Luceafărul în rest. Și am avut bucuria pentru că nu-l văzusem atunci când s-a dat pe post. Da, da. Și asta era acum, nu știu, aveam în jur de 40 de ani, dar am fost foarte impresionată că am putut să-l văd liniștită, să văd înregistrarea liniștită cu detașarea pe care mi-a dat-o timpul și să apreciez și m-am bucurat că am văzut că rezistă în timp ceea ce noi am făcut o viață întreagă. E minunat. Dar înainte de a intra în culisele filmului Un bulgăre de humă, aș vrea să ne uităm la un film, la câteva secvențe dintr-un film, filmul meu preferat, semnat Nicolae Mărgineanu, Întoarcerea din iad, apărut în anul 1983. Știu că atunci când a venit actrița Ana Ciontea, am vorbit din punctul ei de vedere, a trăirii pe care a avut-o în rivalitatea, nu? Cu celălalt personaj, cu dumneavoastră, cu Veronica, adică, cu Veronica. Exact. Și o să rog colegii să ne uităm la câteva secvențe și dacă putem vedea chiar, să lăsăm cu sunet, măcar un minut. Ce să te arăt? Scrisorile de la el? Tu ești nebună! Arată-mi-le! N-am primit nicio scrisoare. Să nu-mi spui că nu-i scrii. Să nu-mi spui că nu știi adresa. Mai eu știu. A aflat-o notarul. Dar de pe mine n-am primit niciun rând. Parcă l-a înghițit pământul. Mai bine te înghițea pe tine, spurcat-o. Că te-ai ținut cu el. Ne-am iubit. Nu zic ba. L-am iubit de când eram copii. L-am așteptat ani de-a rândul. Dar voi sunteți niște răi și niște păgâni. Și tu și oamenii din sat. Tu mi l-ai luat. Numai că eu l-am iubit mai tare decât toți și îl s-am întors la dragostea lui. Blestemaților! Extraordinar de intensă. Să vă spun o taină legată de scena asta. Și mie mi se face așa piele de găină. Da. Pentru că aveam o forță dincolo de forța personajului pe care o auzese până atunci. Și știți de ce? Pentru că eu l-aveam în pântece pe Nicolae al meu, care acum mi-a dăruit 4 nepoței. Să fie sănătoși, Doamne! Și nu se vede pentru că era iarnă, aveam multe haine, scena asta a rămas pentru iarnă. Noi când am început filmul, n-am știut că eu îl aveam în pântece deja pe Nicolae. Și aici este și forța lui, pentru că am o forță de bărbat aici. Am o forță uluitoare aici. Și sensibilitate, dar și forță. Adică se vede că nu era doar o persoană. Copleșitor acest conținut, această poveste, maestre. E Prosardelean, Agărbiceanu. Ion Agărbiceanu. Da. Foarte puternic și extrem de diverse, că vai, sunt... Și actorii, mă refer la cei și de parte masculină, nu?
Ne referim la Remus Mărgineanu, da. Iar celălalt Muntele de Bărbați, Brânzea. La fel. Brânzea, da, da, da. Senzaționali, da. Nu? L-a căutat foarte mult, că trebuia un bărbat tânăr și da. Frumos. Da. Și nu, da, mai ales puternic. Extrem da, da. De puternic, așa să și fie. Cu sex appeal, adică... Da, 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 da. Da. Veronica era terminată, nu? Veronica era, când îl vedea, scena aceea de la poartă. Dar când... scena aceea când plec de acasă de nebună, da. Prin râul acela da. Desfânt, deci cu apa ați luat la fugă așa pe... Și pietrele alunecau și eu zic, Doamne, ajută-mă să nu cad, Veronica Sexta. Trebuie să zboare prin apă. Și am reușit să trec pe pietrele alea pentru că erau foarte alunecoase și apa extrem de rece. Da, nebunia asta când... Iubirea asta teribilă când nu te oprește nimic și nimeni. Fugi prin ape, prin văzduh, da. Fugi în grădina cu mei, unde m-a aștepta el. Dar de la Veronica lui Agârbiceanu ajungem la Veronica Micle. V-ați dorit rolul ăsta? Cu câtă patimă, mai ales că nu prea m-au lăsat, nu prea vroiau. Casa de filme atunci nu prea mă vroiau pe mine. De ce? Și pentru noi era o dramă că era următorul film la care nu ne lăsa să lucrăm împreună. Atunci, nu știu, invocau fel de motive, că suntem căsătoriți, că, ca și cum... Dar la un moment dat Niculae zice, îmi vine să divorțez ca să putem să facem film în continuare. Ia te uită. Nu le-am deci, spus, da. Mi-am dorit ne căsătoream foarte... pormă încă o dată, nu era o ne căsătoream din nou, bineînțeles, dar da. Ca să vedeți cât de mare a fost și iubirea, dar și dorința de a face film da. Împreună. Da. Și după aceea au acceptat totuși când Niculae, știu că pur și simplu parcă ai zis că nu faci filmul fără mine. Da, mi-a fost ușor să zic, pentru că era un film de care mi-era foarte teamă. Și dacă am simțit că sunt niște piedici, da. În sus profit de lucrul ăsta și încerc să vedem cumva. Deci de bunul Dumnezeu. Și am spus, nu vă supărați, nu fac filmul. Deci și totuși, până la urmă, s-au gândit și... Și au dat drumul să-l fac. Haideți să încercăm așa. Haideți să încercăm, da. Dar Maria Ploaie să fie numai în cadre generale. Da. Veronica Amichele să o vedem numai în cadre largi. Ceea ce mie îmi plac și cadrele largi, mai ales în Iași, ăsta pe care l-am regăsit acum. Așa. Am fost la seriile filmului... Care se desfășoară românesc, acum. Care se desfășoară real, acum, da, astăzi da. Este ultima zi. Da. Un Iași atât de frumos, atât de prosper, atât de plin de flori, de iarbă, de prospețime, asta. De curățenie. Da. Un Iași pe care l-am văzut încă din avion, că s-a întins pe cele 7 coline și m-am îndrăgostit de el. Și atunci am zis, nu-i nimic, mie îmi plac cadrele largi, cadrele cu natură, cu tei, cu plopii fără soț. Voi fi așa, Veronica Micle, și am acceptat. Dar bineînțeles că ei nu s-au abținut. Cele mai frumoase prin planuri. Absolut, exact. Exact. Da. Și da. O să le vedem acum. Îi rog pe colegi să vedem și secvențele. Dar vreau să vă întreb, a fost greu să-l găsiți pe Creangă? Greu. Am dat foarte multe probe, dar în momentul în care au venit în acea zi, s-a întâmplat să vină și Dorel Vișan și Adrian Pintea. Proba care au dat-o e mai bună decât orice secvență din film. Serios? Incredibil de bună a fost. Eu nu credeam, de asta ce am spus înainte, mi-era foarte, foarte frică, că e îngrozitor să te apuci de un film, da. Să fie Eminescu un film, să fie... E idealizat chipul lui, se leagă de primii ani de școală, da. Și îl ții în suflet da. Ca pe ceva și foarte greu accepți să fie altă figură. Ori atunci au dat o probă atât de bună că m-a convins și pe mine, dar nu, și pe cei imediat la casa de filme, toți sunt, domne, gata, mergi cu ei foarte bine. Extraordinar. Și am luat atunci, apăruse pentru prima dată un televizor, un cameră de luat de vederi la Buftea mare, una imensă, cu un televizor mare și am plecat cu ele la Bojdeucă. Și am făcut repetiții vreo o săptămână întreagă cu ei, a fost foarte benefică. Cum a fost pentru maestru Dorel Vișan rolul ăsta, care știu că l-a pătruns e rolul foarte vieții lui, da, puternic. Da, e rolul vieții lui. În primul rând s-a încreșat foarte mult ca să se apropie puțin, da, pentru că da. Și-a schimbat mersul. Era extrem de curios, era atunci directorul Bojdeucă, era Dumitru Parascan, care a fost deosebit de
doritor să ne ajute și stăteam până seara târziu, în perioada de pregătire mai ales. N-a fost un film ușor? Nu, deloc. Nici ca producție, a avut secvențe, 3-4 secvențe foarte grele. Bojdeuca, de exemplu, a fost construită toată la buftea și adusă cu un tir și ne-am găsit un teren la câteva sute de metri. Terenul era exact la fel ca al Bojdeucii și acolo s-a montat. Și acolo ați făcut. Și acolo a fost un rai, așa, că acolo am făcut și probele și repetițiile, pardon. Da. Și din când în când, în timpul filmării, mai rătăcea câte un vizitator și la fel. Se întâmpla, nu? Se amuza, da, dacă iată, vedea pe creangă în carne și oase. Exact. Nu puteai să... N-aveai cum să nu-l remargi, să nu vezi asemănarea sau ce puțin așa nu, cum... Dorel Vișan avea o partitură foarte bună. Frica noastră cea mai mare a fost Mihai Eminescu, Adrian Pintea, deși un foarte bun actor. Da. Dorința de a găsi totuși o asemănare, dorința da, de a... Da, da. Am mai lucrat la scenariu atunci, am găsit niște secvențe noi, Iacoban a fost foarte deschis și foarte prietenos. Alți scenarii sunt mai inhibați, mai... Nu, din contră. Și de atunci chiar am rămas în relații foarte bune. Minunat. Iar pentru dumneavoastră, rolul Veronicăi? Pentru că toți știm povestea da, lor, știm povestea lor de dragoste nefericită. Da, nefericită. A fost minunat faptul că Adrian Pintea era Eminescu. Noi jucasem atât de mult Eminescu. Aveam versul lui Eminescu în sufletul nostru. Spiritul eminescian era. Da. Și această apropiere cred că ne-a ajutat pe amândoi foarte mult. De asemenea, Creangă, Dorel Vișan... Mă simțeam foarte bine pentru că îl simțeam foarte stăpân pe el și foarte așezat în personaj și atunci da, îmi dădea și mie putere. A fost, ce să spun, o bucurie și o emoție de neuitat, într-adevăr, ce am simțit noi la filmările astea, pe care le făceam cu multă evlavie, cu multă smerenie, da, cu multă... Nicolae avea cartea de vizită a lui Eminescu, o carte de vizită chiar a lui Eminescu. Și o purta ca pe o icoană la... Nu, am primit-o în timpul filmărilor atunci. În timpul filmărilor, deci era un semn. Și a venit, și acolo, da. Și a venit semnul. Da. Bine, eu nu mă rugasem da, la de carte. Da, mă rugasem la un semn oarecare. Că... Și s-a întâmplat. Da, s-a întâmplat. Dar cine v-a adus-o? Acum, dacă puteți să-mi spun. Actorul Harry Zomenov, care avea un rol în film, și venit de la Oradea și mi-a spus că o vecină de-a mea m-a rugat să-ți dau ție cartea de vizită, că e în vârstă și probabil că se va pierde, mai bine da, să ajungă la tine. Da, ce lucru. Vai, ce aveți, ce o păstrați, nu? Wow, o, minunat. Da, dumneavoastră, doamna Maria Ploaie, din recuzita Veronicăi Micle, ați avut ceva autentic? La fel ați vrut poate să păstrați la un moment dat ceva? Nu știu, oare s-au păstrat obiecte personale de ale ei sau sunt pe undeva? Nu, n-am avut un obiect știți, personal, nu. Nu, încercam o asemănare sufletească da, și da, fizică. Și blondă, nu? Trebuia să, da, trebuie da, să vă faceți blondă sau ați purtat nu, o perucă? Nu, m-am făcut blondă. Deci m-am v-ați făcut decolorat. Blondă și a fost foarte greu. Da. Și era în perioada aceea comunistă când lucrurile la noi erau destul de... Complicate, da. Să nu-ți arzi părul de tot. Da, și să ajungi la o nuanță exact, care să fie și să stea bine, dar și să fie Veronica Micle. Adică lucrurile erau foarte complicate și mi-aduc aminte că eram la Sinaia și mi-am luat inima în dinți și m-am dus la coafor și m-am decolorat și când a apărut la Nicolae, nu m-au recunoscut. Era un nu, blond destul de... Da. Iată, uite. Ce momente! Da, ce e... Momente. Și asta a fost problema, că în același timp aveam un rol la Elisabeta Bostan, da, unde nu trebuia să fiu blondă. Și a fost destul de chinuitor pentru mine. Mă făceam când blondă, când brunetă. A fost foarte greu, dar a trebuit să Dumnezeu faceți, m-a ajutat da, și am reușit să le fac da, și să da. Și de la această partitură, lumea, de la acest rol, pentru că e 1989, ajungem în 1991 la filmul Undeva în Est. Acolo unde aveți un pistol, unde sunteți... Da, după Fețele Tăcerii de Augustin Buzura. Da. Da, eram o... Ce personaj? Femeia forță. O femeie da, abuzată.
O femeie care da. Ce dorește? Să se răzbune? Ce voia ea? Nu dorește să se răzbune, dar vrea să facă dreptate. Ea, alături de alții partizani, anticomuniști, acceptă să pună mâna pe armă și da. Să lupte alături de ei, încercând, sperând în hău ăla, pentru că lucrurile erau atât de tulburi atunci, dar nu-i mai rămânea nimic de făcut decât să lupte. M-a tentat teribil de mult personajul ăsta, mai ales că venea ca un personaj de mare forță, după niște personaje cum a fost cel din dincolo de pod, da. Chiar Veronica din Întoarcerea din iad, în fine, era foarte altfel. Și știu că Buzura nu prea a avut încredere în această, să fiu eu Stanca. Stanca, îmi plăcea și numele. Da. Eu am știut că de undeva o să-mi vină forța asta de nebună luptătoare, pentru că era aproape o nebună. Și da. Mă gândeam foarte mult, m-am gândit, nu am repetat, pentru că la noi pe scenă repeți o scenă, mai ales o scenă dificilă, care nu știi exact cum o să fie și tatonezi încet, încet prin repetiții. Aici la filmări nu ai prilejul ăsta, nu sunt repetiții. E viteză. Și mă gândeam la scena aceea da. Când trag, când mi-omor tatăl, mi-omor copilul și da. Trag și în mine. Da. Cum o să fie, Doamne? Și foarte mult ne ajută acest gând permanent, această repetiție mentală, dacă vrei. Noi lucrăm atunci când stăm pur și simplu și ne uităm la stele. Înțeleg. De fapt, noi repetăm, noi ne gândim la personajele noastre și da. Această gândire permanentă te ajută. Vezi că în momentul filmării, nu știi de unde, ai ceea ce trebuie. Și Buzura a fost mulțumit după aceea când a văzut Stanca. A fost stupefiat în primul rând. A fost și foarte mulțumit. Dar în momentul în care i-ați, știați, regizorul știe împreună cu scenaristul, știe totul primii. Ei sunt primii care știu totul. Când i-ați spus soției, doamnei Maria Ploaie, de secvența pe care va trebui să o joace, nu? Când va trebui să împuște copilul, când va trebui să își pună pistolul la cap, ce reacție a avut doamna Maria Ploaie, vă mai aduceți aminte? Când i-ați spus asta? Am adorat lucrul ăsta. Am adorat ați vrut, pentru ăsta. Că ați vrut să treceți și prin intensitatea este asta, este foarte nu? tentant pentru noi un actor, personaje cred. Cât mai diferite și cât mai așa cum era această ați femeie. Ați pus-o la încercare, nu? Da. Dar îi place să fie pusă la încercare. Să fie provocată. Să fie provocată de da, un rol care da. La prima vedere nu-i merge. A fost un însă rol... Eu ce... știam că poate. Eram ferm convins că poate, nu avea nicio îndoială. El știa forța mea, cunoștea lăuntrul meu. De multe ori îmi spunea, zic, măi, Nicolae, ia-ți omul potrivit, ia-ți actrița potrivită. El știa și îmi spunea, nu, eu știu că tu poți da. Cel mai bine și am nevoie de tine, vreau să mă ajuți. Și atunci am fost și eu împăcată că ceea ce am primit era bine meritat. Adică și când eram la locul potrivit. Și când ați descoperit că puteți să faceți și eu asta. Eu știam că pot. Știam că am făcut școala populară de artă unde da. Am lucrat foarte mult cu Maria Potra și știam că am o forță uluitoare pe care eu cred că nici n-am reușit să o demonstrez. N-am avut personaje da. Încât să arăt tot cât pot. Tot ce dețineți. Da. Știam pentru că m-am pregătit foarte mult, 3 ani la școala populară, am lucrat foarte mult și îmi cunoșteam adâncimile, abisurile, forța, sensibilitatea. Știam că pot foarte mult și mai știam că, având încredere în mine, Dumnezeu te ajută. Te ajută, adică harul este ajutat, că harul vine de la Dumnezeu. Nu ne-am născut noi cu talent, ni s-a dat. Noi l-am mai cizelat, l-am lucrat, l-am repetat, l-am îmbogățit. Dar harul vine de la Dumnezeu și dacă ai încredere în Dumnezeu și ceri ajutorul, el se păstrează în continuare. Dispare când devii foarte încrezut, înfumurat, când crezi că ești buricul pământului și când ți se pare că totul ți se cuvine, atunci dispare. Și așa au dispărut și actori. Dar dacă rămâi smerit și îi mulțumești lui Dumnezeu pentru toate și îi ceri ajutorul, rămâi cu harul. Minunat ce spuneți. Maestre, înainte de a deveni regizor,
Ați fost operator, ați făcut și atâtea scenarii. Ați vrut să ajungeți și în zona asta, nu? Să fie complet, nu? Ca să zic așa, complet omul, artistul Nicolae Mărgineanu. Dar ați fost operator, cum spuneam, la toată seria BD. Da. Nu știu cât știu telespectatorii despre asta, dar dumneavoastră i-ați filmat pe toți. Și ne referim acum puțin la seria asta BD. Ce nu o să uitați niciodată? Pentru că au fost niște filmări senzaționale. A fost foarte plăcut la filmări, extrem de plăcut, dar nu mi-aș fi imaginat că după atâția ani filmele cu BD sunt vor avea vară. Un asemenea exact, succes. Atâta succes. De fapt, ei sunt actorii care sunt extraordinari. Extraordinari actorii și actori minunați. Și care încă sunt foarte îndrăgiți de public. Da. Tineri care nici măcar nu i-au cunoscut, pentru că ei se bucură și acum de aici. E lucru formidabil. Și faptul că au succes acești actori, iată, aseară, pe Antena 1, a fost Neamărin Miliardar. Nu vă spun că încă o dată m-am uitat pentru a nu știu câta dată, iar acum câteva săptămâni chiar am filmat la Inter în apartamentul acela fabulos, da? Unde s-au filmat scenele cu Neamărin. Filmele, iubim filmele românești și ne bucurăm tare mult când avem ocazia să aflăm de la creatori lucruri pe care nu le știm. Da. Așa că o să mergem mai departe și o să vreau să vă întreb dacă filmul acesta, Undeva în Est, a pregătit cumva terenul pentru Binecuvântată fi închisoare? Da, îmi doream, fără îndoială, să fac un film despre închisorile comuniste. Undeva în Est, însă, a avut șansa, cu 2 ani înainte, prin 87, l-am predat la Casa de Filme și am încercat împreună cu Buzura. Dar nu s-a reușit să intre în producție, așa că în vara lui 90 l-aveam pregătit și mulțumesc lui Dan Pița, colegului meu, regizorul Dan Pița, că mi-a dat intrarea în producție la Casa de Filme Solaris, unde el era director atunci. Și chiar în vara lui 90 am făcut prospecțiile și am și filmat. Era foarte proaspăt și, vă spun, am avut o... Eram uluiți și actorii și noi când se spuneau niște replici care spuneau adevărul, nu ne venea să credem. Că se poate. N-am tăiat nimic din dialog datorită acestui fapt, e filmul cu cel mai mult dialog. N-am reușit să tai, pentru că era o poftă atât de mare de a spune adevărul, care până atunci era totuși interzis. Îl spuneai pe ocolite, era camuflai, cenzurat, era... îl învăluiai în alte texte. Și e un film despre colectivizarea țăranilor și acum cred că un film care rezistă pentru că e inspirat din fapte reale. O poveste foarte grea. Sigur. După moartea soției, după decesul Nicoletei Grosu, s-a întâmplat să apară filmul. Cred că 10 ani erau. Cam așa cam cred. Așa, pentru că filmul a apărut în 2002. Da. Iar dumneavoastră ați interpretat... personajul principal. Ați citit cartea, ați citit despre destinul. Citisem cartea, deci o citisem înainte, când ne-am întâlnit cu Sergiu Grosu, deja știam cartea și zic, da, sigur că am vrea, cum să nu vrem, mai ales că mi-a plăcut cartea atât de mult și mi-a rămas în suflet, dar chiar să facem un film, nu mă gândeam și mi se părea extraordinar, bineînțeles, dar mă gândeam cum să joc eu destinul acestei femei care a fost atât de extraordinară și care a avut o trăire mistică cu totul și cu totul ieșită din comun. Mai ales pe parcursul celor 4 ani de închisoare, ea l-a cunoscut pe Dumnezeu, dar l-a cunoscut așa, l-a simțit înăuntrul ei. Și mă gândeam și mă rugam. Toți anii pe care i-a petrecut în închisoare, de a vă spune prin ce a trecut. La lor, știința lor, limbile străine și cum dăruiau celorlalți. De fapt, asta a fost hrana lor. Așa au rezistat. Schimbul acesta de experiență i-a îmbogățit foarte mult și mai ales credința, adică mulți au devenit credincioși învățând credința. Pentru că acolo ești singur, e îngrozitor, suferința este așa de mare, dar suferința te și poate înnobila. Poți să transformi durerea, tortura, frigul, foamea în fericire. Asta
Asta învăța Nicoleta și nu numai Nicoleta, Steinhardt și... suferința te transformă. Eu am citit foarte multă memorialistică în perioada aceea de pregătire, când se tot amânau filmările și era pentru prima dată când mă bucuram că se amână filmările, că mai aveam timp să mă pregătesc. Și mă pregăteam în toate felurile cu putință, așa cum știam eu, și cu rugăciune, dar și cu lectura acestor memorii. Și aproape toți spun permanența unei stări de bunătate, de milă, de evlavie, de înțelegere, până la urmă să zâmbești, să zâmbești chiar și dușmanului. Era un lucru fantastic, ca să fie credibil, să fie adevărat. Asta ne spunea și Cotescu, să fie de adevărat. Nu știu care a fost cea mai grea scenă. Nicolae, care zici tu că a fost cea mai grea scenă? Îmi plăceau și scenele de tortură, deși unele erau groaznice și la un moment dat am... Cum le puteați îndura, da. Le puteam îndura și mă gândeam așa. Abia mă ating acești călăi, care erau colegii mei actori, dar și ei intrau în pielea personajelor și ei vreau să fie foarte bine. Foarte și, credibil, și dădeau da. Și ei destul de tare. Și ziceam, Doamne, oare cum unii leșinau? Unii rezistau leșinând. Leșinau și nu mai simțeau nimica. Dar marea majoritate suportau durerea și mă gândeam, oare cum, ce durere putea să fie dacă pe mine abia mă ating și mă doare așa de tare? Da. Au fost scene grele, maestre, nu? Și pentru dumneavoastră. Au fost scene foarte grele. Au fost, într-adevăr, da. Că trebuia să fie acțiune, motor, nu? Da. Sau, cum spune, se filmează. Da. Atenție, acțiune, motor, da, da. Da. Sunt cuvinte teribil magice care ne dau o anumită vibrație. V-ați gândit în acea perioadă să mergeți la mormântul Nicoletei Grosu, care știu că ea și-a dorit foarte mult să fie înmormântată, să fie adusă aici, în România? Da, da, da. Nu, și fost, este înmormântată aici. Am fost cu Sergiu Grosu și acum este și el alături, da, da, la cimitirul Sfânta Vineri. La cimitirul Sfânta Vineri. Toate personajele astea pe care le-ați jucat, la care ați visat, pe care le-ați gândit, le-ați întrupat, au lăsat ceva în dumneavoastră, lasă, în suflet și chiar poate anumite urme pe trup. Se întâmplă și asta câteodată? Se întâmplă și asta câteodată, dar tot ce ne rămâne de la ceea ce jucăm, de la personajele astea, păstrăm cu sfințenie. În general sunt lucruri bune, în general suntem îmbogățiți de toate aceste personaje. Și păstrăm uneori, poate păstrăm câte o replică, păstrăm poate câte o amintire, câte un... Cum am de la Pinte, am baticul Izei, așa? Care mi-a fost dat de o țărancă din satele de pe acolo de unde am filmat și care a fost basmaua adevărată, basmaua reală a Izei. Iată, uite, ce frumos! A fetei pe care a iubit-o Pintea și mi-a dat-o, zice, doamna Ploaie, vă dau și o am și acum. Oh, minunat! Deci, dar este viața, adică eu am trăit foarte mult prin personaje. Am avut și viața mea fericită lângă Nicolae și copiii mei și acum lângă nepoți, dar viața pe care ți-o dau personajele te îmbogățește enorm. Și mi-aduc aminte Cotescu când m-a întrebat, Maria, tu de ce ai ales meseria asta? Așa? Intrasem a doua oară, era așa de fericită, mi se părea că toată lumea ar trebui să știe că am intrat la institut, că voi fi actriță. Mi se părea că merg pe stradă și oamenii ăștia nu știu că am intrat. Și Cotescu m-a întrebat, tu, Maria, de ce ai vrut să faci teatru? Și eu am spus ca să trăiesc mai mult. Pentru că mă gândeam la toate personajele care vor veni și îmi vor umple sufletul. Că altfel eu am avut așa o timiditate în viață. Adică am fost mai degrabă introvertită, retrasă. Nu m-am avântat așa în viață, necunoscut, în petreceri. Nu mi-a plăcut. Și, de fapt, am trăit mai mult prin personaje. Cred. Și continuați să o faceți, nu? Pentru că mă gândesc, slavă că Domnului, da, că vinile apar. Momentul în care nu mai trăim prin personaje, pentru noi este, da, este rău. Adică mulți actori s-au prăbătit în momentul în care au fost scoși la pensii și n-au mai jucat. Eu chiar dacă cu teatru acum am cam întrerupt-o, dar s-ar putea să mai revin pe scenă, totuși mai fac filme, spun poezie, merg la radio, înregistrez poezie, adică sufletul mi se umple în continuare de starea pe care o dă poezia, de personajele care vin. Mai micuțe, pentru că la vârsta asta e greu să găsești personaj principal,
Dar vor fi poate și personaje principale în continuare, eu așa sper, minunat, așa cred. Așa să fie. Maestre, ați început cu fotografia, erați fascinat, nu, de fotografie. Da. Pe urmă, când ați intrat în institut, ați fost de-a dreptul copleșit și v-ați îndrăgostit de film, nu? Cine ar fi crezut, dacă ar fi să vă urmeze destinul, încă de când erați micuți, că veți ajunge un mare regizor? Mă gândesc la câte lucruri ați îndurat. Nu? Și ce vremuri au fost atunci și... Spuneți cuvinte prea mari. Maestre, cei care au trăit și care au îndurat știu mai bine ce s-a întâmplat atunci. Noi suntem ca niște spectatori și așa rămânem. Dar câtă nevoie avem de spectatori. Nu existăm în afară spectatorilor. Și chiar suntem și într-un, într-un număr mare, da, doamna Maria. Asta am fost la Iași, au fost spectatorii foarte aproape de noi, au primit așa de bine tot ce am dăruit și am zis ce bine e așa împreună actorii și spectatori. Maestre, vreau să vă fac o invitație, acum oficial, dacă sunteți de acord ca pe 25 septembrie, de ziua dumneavoastră de naștere, să vă avem aici alături de noi, să vă aniversăm și să vorbim mai mult despre filmele pe care le-a regizat Nicolae Mărgineanu. Acum nu o să fiu atât de nerăbdătoare, nu? Să-mi dați răspunsul pe loc, dar invitația este lansată și pentru doamna Maria Ploaie, pentru că pe 19 februarie va fi ziua dumneavoastră și pică tot într-o zi de sâmbătă. Da. Oh. Deci nu știam. Am putea să ne întâlnim în direct dragă și să inimă, vorbim, mulțumim să vorbim despre lucrurile pe care le-ați făcut, despre această istorie trăită, nu? A cinematografiei, a teatrului românesc. Vă îmbrățișez, vă mulțumesc tare mult că ați fost aici alături de noi, împreună cu telespectatorii Antenei 3. Să fiți sănătoși și să ne revedem cu bine. Să dea domn, asemenea. Și la mulți ani încă o dată, nu? Mulțumesc tuturor măriilor. Da? Tuturor măriilor la mulți ani, asta la spun mulți ani. Eu. Și să fie bine, să fie bine. Doamne ajută! Doamnelor și domnilor, cam atât pentru astăzi. Ne revedem aici săptămâna viitoare, sâmbătă, într-o ediție de colecție despre George Enescu împreună cu minunatul violonist Răzvan Stoica. Iar duminica viitoare o vom avea aici alături de noi pe actrița Tania Popa. Toate cele bune!